Cineva a călcat acolo. Vrei mașina? Nu cred că mai prins mașina. Nu, 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 nu! Ce ziceți, mă, pe bune acum? Vă jurați-vă, jurați-vă! Înainte să înceapă clipul, vreau să vă spun, dacă o să fie susținere, se vor strânge multe like-uri și vizualizări la acest clip. O să facem partea a doua și o să plecăm din Târgoviște tot spre București, o zonă mult mai bântuită, să facem un vlog la fel, ca să putem să filmăm ceva mai horror. În episodul de azi, datorită lui Uzi, am avut parte de niște aparaturi speciale, un electromagnetic field care detecta dacă există vreo prezență pe lângă noi. Nu uitați să vă abonați pentru că am putea spune că ne-am pus viața în pericol și ne vom pune viața în pericol în continuare dacă o să fie susținere, după cum am zis. Nu uitați pe Fortnite să puneți like pe shop, pentru că personal pentru mine ai susținere era cea mai mare. Da, vă las cu clipul, nu uitați să vă abonați. E destul de înfricoșător clipul ăsta. Unde-i canalul? Stai puțin. Ce e legat cu lacătul? Da, am cu lacătul să moară viața. Ce facem? Lacul, lacătul, nu spargem lacătul? Nu spargem. Eram cu ea data trecută când a venit? Nu. Trebuie vedea, suntem în spital aici, zbâncele astea abandonate. Acolo e un bloc. Și trebuie să mergem să fim în tare, că prima intrare era închisă. Băi, e mare rău spitalul ăsta. Pare că acum trebuie să intrăm. Băi, e lumina, e lumina prinsă în spital? Da, da, cred că, cred că putem să intrăm pe geamul ăsta spart. Da, aparent... Uite să văd cum e aici, am mâncat o scură voastră. E spitalul toate astea pe jos. E o scară în spirală. Și nu știu sincer unde duce, ia uite. Ia uite, nu vezi, nu știu ce e acolo. Opa! Ce e acolo? Are auzi MF-ul. Cred că are undele electromagnetice. Mamă, dar miroase îngrozitor. Cred că de aici am miroase îngrozitor. E un câine înăuntru. Cu pistolul? Aici, aici. Da-și. Jos de tot e morga? Jos de tot e morga, boys. Cui, ce se aude? Ah. Are un detector de unde electromagnetice, dacă ar fi vreo prezență pe lângă noi, ar trebui să detecteze. În același timp, Alex are și aplicația asta care e plătită și ar trebui să meargă destul de bine. Merge unul, unul, dă-ncolo, hai la morgă, jos! Mergi tu primul zi? Bum! Fără glume, am zis! Sunt câine la morgă. Sus. Mergi la morgă? Nu era. Sau mergi sus? Hai, câine. Foarte puternic. Mergi jos la morgă. O să vină, o să vină. Am filmat! Tu aici, filmează, filmează, dă camera! Bă, dacă ei erau sus înăuntru? Vezi ceva? Aha, îi văd. Tu. Unu, unu, doi. E mare sau mic? Bă, doi, sunt mici, sunt mici. Să muriți, bă, ce cum sunt. Păi, dă-te că bag camera pe acolo, bagă lumina, bagă lumina. Dă-te că se vede pe camera, vedem pe display. Cancel, dă-te, bagă lumina pe acolo și bagă camera pe aici. Ia, bagă, bagă, bagă. Unde sunt? Fac grăge, fac grăge. Și nu se vede niciun cățel, dar... Bă, bă, ieșit! Nu, 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 deschide nici nouă mașina. N-am filmat nimic! Ce melodie aia cu... Deschide un coleg pentru proba de stație. Da, mă, dă-i înainte. Adică? Gen o pornesc, dar se închide.
Ia dă-mi cu să văd. Înseamnă că au bateriile, probleme. Băi, m-auzi, da? Băi, o să fie, nu știu, mie puțin frică. Da, te aud. Și mie mi-e puțin frică, băi. Vezi că o să mergem în inima pădurii și ne oprim acolo. O punem sarea, punem tot acolo, da? Așa facem. Bine, colegul. Până noi acum mergem spre pădure, nu? Mergem în inima pădurii. Încolo inima pădurii. Da. Bă, dar de ce suntem noi primii? Că mie nu-mi place dacă mi este cineva în față acum. Vezi că drumul din ce în ce va deveni și mai strâmb. Drumul va deveni și mai strâmb. O mai auzi, colegul? Nu-l mai auzim. Nu-mi spune că rămânem pe aici fără semnal. Mă mai auzi? Cred că ești prea departe de el, ia oprește. N-are treabă, care bătaie de 2 km ăsta, 3 km pe puțin. De ce nu vorbești cu mine, mă auzi? Să pot închide asta. Încearcă să-i dai drumul. Așa se mai întâmplă, nu știu, și mie la fel mi s-a închis, dar nu înțeleg de ce. Dacă ți se închide stația, dai de-astea, avarii, dacă nu răspund. Da. Oricum să ții stația cât mai rapid. Gen să o ai la îndemână cât mai repede, ok? What the fuck? Pe care da colegul. Ia, dați-vă jos. Ne dăm jos? E cam frică, da. Ok, mi-e și frică să aprind lumina, sincer, să fiu băieți pe cine știe ce e pe aici. Bă, cred că putem să ocolim cu mașina. Vrei să ocolim cu mașina? Da. Bă, l-a adus singur? Merge, hai, mergem cu mașina. Avem și aplicația asta de la Alex, care e plătită sau ceva genul. Sunt aproape. Ok. Stop, hai mașina. Eu zic că da, că ești 4x4. Nu știu, dar... Ceva tare. Detectăm ceva, detectează până la 5-6 metri respectiv. Deci dacă e să ne apropiem de ceva, cel mai probabil vom primi semnal. Ce a picat? Ba, a picat ceva, ați văzut din spate ceva? Au fost crăcile, le-ai atins și tu și eu. Ok. Și că a picat un bolovan pe mașină, așa suna. Am călcat eu. Da, ok. Să se punem așa mașina ca să mineze fix în față. Haide. Să punem sare. Aduce sarea. Bă, regalează, nu avem nimic. Wow! Dintr-o dată a sărit. Stai. Asta detectează până la 6 metri. E ceva acolo, deci. Nu știu ce avem pe aici. Ce este asta? Sunt mort că a vorbit asta. Da. 55? 55. Nu vreți să mergem mai în inima pădurii? What the fuck? Bă, ia vin încoa. Fără gluma. Acolo. De acolo. Wow. Da, și mie merge ăsta. Aici. Dacă ci, wow, 6. Wow, stați. Ați văzut? Îți dă profa 6. Wow. 6. Doar a venit. Voi pune starea acum? Atât. Doamne, nu cred. Întoarce, deschide, uite-te aici. Mă jur să moară. Pe bune, fără glumă. Ia zi să muriți voi, cacă. Să moară viața mea. Băi, ziceți-mă pe bune acum. Bă, jurați-vă, jurați-vă. Să mă jur pe mama dacă cad. Mă jur pe mama dacă am venit eu până aici în spate. Jură-te. Mă jur pe mama. Jură-te. Aș fi fost nebună să vin singură aici. Nu erau astea aici așa. Băi, nu erau astea aici, ești prost? Da, 596. Băi, eu cred că e ceva animal, mă, n-are mă cum. Bă, wow. Sare la 6. Cum mașina, repede. Cineva a călcat acolo. Mai pornește mașina? Nu cred că nu mai pornește mașina. Nu. No!